Salut și bine ați venit pe canalul nostru de gătit, Bucătărie cu Delici. Numele meu este Inel Bogdan și astăzi vom face împreună pâine excepțională cu ulei de măsline și anume pâine rotundă. Pentru această rețetă avem nevoie de următoarele. Pâine rotundă, 500 g făină, 2 lingurițe sare fină, 15 g drojdie proaspătă, 1 linguriță zahăr, 300 ml apă, 30 ml ulei măsline. Dragii mei, începem această rețetă de pâine rotundă cu ulei de măsline prin a pune făina într-un bol. Adăugăm sarea și mixăm să se distribuie uniform în compoziție. Următorul pas este să încălzim apa. Atenție, apa trebuie să fie călduță, nu fierbinte. Acum luăm drojdia și o sfărâmăm cu furculița. Mai adăugăm zahăr, apă călduță și mixăm. După aceasta lăsăm la activat 10 minute. În continuare facem un loc în mijlocul făinii și adăugăm drojdia activată, uleiul de măsline, apa rămasă și ne apucăm de amestecat. Dragii mei, amestecăm până devine un aluat lipicios. Nu uitați să apăsați butonul de abonare din colțul din dreapta jos pentru a fi alături de noi la rețetele următoare. Punem făina pe masă, punem aluatul și ne apucăm de frământat, trăgând de aluat cu podul palmei spre exterior. Împăturim și tragem iarăși. Învârtim aluatul un sfert și repetăm operațiunea. Frământăm în acest fel până devine un aluat fin. După aceasta îl punem într-un bol pe care l-am dat cu ulei. Îl acoperim cu un prosop și îl lăsăm la dospit circa o oră. Dragii mei, aluatul este gata atunci când apăsăm cu degetul pe el și devine la loc. Punem puțină făină și răsturnăm aluatul. După care ne apucăm de frământat ca să scoatem bulele de aer. Ungem o tavă cu ulei. Formăm o bilă din aluat și o așezăm în tavă. Cu un cuțit sau cutter tăiem modelul dorit. Mai lăsăm la dospit 30 de minute. Următorul pas este să băgăm la cuptorul preîncălzit la 240 de grade, circa 30-35 de minute sau până capăt o culoare maronie. Ca să verificăm dacă s-a copt, batem în fundul ei și trebuie să sune a gol. Sperăm că v-au plăcut rețetele noastre, vă dorim poftă bună și nu uitați să dați abonare și like pentru a fi alături de noi în realizarea mai multor rețete. La revedere!